Vremea continuă să fie capricioasă. De la temperaturi cu mult peste 20 de grade în weekend, vom ajunge la un episod de iarnă târzie. ANM a emis două avertizări cod galben valabile până marți la ora 23. În prima fază vor fi ploi torențiale, grindină și vijelii în jumătatea de est a țării, inclusiv capitala. În Muntenia, cea mai mare parte a Moldovei, local în Transilvania, Dobrogea și la munte, vor fi perioade de instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin vijelii, frecvente descărcări electrice, grindină și averse torențiale. Îndeosebi, în intervale scurte de timp se vor acumula cantități mari de apă. De luni seară intră sub atenționare 22 de județe din nord și centru. Astfel, averse ce vor avea și caracter torențial se vor muta în Transilvania, Maramureș, cea mai mare parte a Moldovei și jumătatea de nord a Munteniei. Nu vor lipsi nici aici fenomenele electrice și vântul alert, iar grindina va cădea izolat. În zonele montane, iar trecător și în Transilvania și sub Carpații Moldovei, precipitațiile se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare. La altitudini de peste 1500 de metri, vântul va avea intensificări de peste 70-80 de km pe oră și va spulbera zăpada. Marți, vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor cu rafale cuprinse în general între 55 și 65 de km pe oră. Vremea va deveni deosebit de rece pentru această dată în toată țara.